Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. Astăzi, alături de mine, invitat în studio, este primarul orașului Băicoi, domnul Marius Constantin. Facem așadar administrație. Bine ați venit, domnule primar. Salut, mâna, mulțumesc de invitație. Cu mare drag, vreau să știu, în primul rând, cum a fost anul 2021 pentru autoritatea locală din Băicoi. Anul 2021 a fost un an destul de complicat pentru că știm cu toții că am trecut prin această pandemie care... Și trecem. Sigur că da, ne-a dat destul de mari bătăi de cap. Mai ales spre sfârșitul anului am avut acel val 4, care din păcate a avut o agresivitate destul de mare și așa cum s-a întâmplat în întreaga lume și în orașul nostru, am suferit pierderi din cauza virusului COVID și asta nu este în regulă. Este un eveniment destul de neplăcut pentru că speram să se termine mult mai devreme, să nu creeze atâtea complicații, dar din păcate uitați că, așa cum bine a spus, nici acum lucrurile încă nu s-au încheiat. Ba mai mult de atât, așteptăm un val 5 și nu știm exact la ce consecințe va avea. În condițiile în care și acolo la Băicoi există un spital suport COVID. Sigur că da, asta vreau să vă spun, pentru că și noi am făcut o secție de suport COVID. În prima fază nu am fost de acord pentru că era destul de greu să facem acele fluxuri de care era nevoie, dar faptul că tot timpul apăreau pacienți pozitivi cu stări de sănătate destul de complicate, spitalele care erau destinate pentru internare COVID erau pline, ne sunau oamenii și disperații ne spuneau că nu au unde să-și interneze pe cei dragi. Și atunci, împreună cu managerul de la Spitalul Orșenesc, am găsit o soluție agreată și de cei de la DSP, astfel că am făcut o secție de COVID de 15 locuri, secție care funcționează și astăzi. Ocupate în momentul de față? Ocupate și în momentul de față, dar cu cazuri ușoare. Deja noi considerăm că s-a declanșat și valul 5 și spunem așa cu puțină bucurie că nu ar fi la agresivitatea valului 4. Dar anul 2021 a fost unul destul de complicat din acest punct de vedere și sperăm să încheiem o dată pentru totdeauna de tot ceea ce înseamnă efecte negative date de COVID. Și pentru că inevitabil discuția a debutat, așa vreau să vă întreb, domnule primar, în ceea ce privește școlile, pentru că știm cu toții acest val 5 se spune că afectează foarte mult copiii. La nivel de școli, acolo la Băicoi, ce măsuri de precauție ați luat în calitate de edil șef? Noi școlilor le asigurăm suportul tehnic de funcționare și administrativ, dar ele se supun legislativ Ministerului Învățământului. Regulile sunt transmise de acolo și directorii. Acum? Sigur că da, se învață fizic pe toate clasele, inclusiv pe preșcolari. Și aici vă spuneam că ne supunem regulilor stabilite de Ministerul Sănătății și transmise prin Inspectoratul pentru Învățământ. Dar noi am făcut instructaj managerilor pentru că e bine să fie o colaborare chiar dacă nu ne sunt direct subordonați, să fim foarte atenți pentru că vorbim de copii și știm că asta doare cel mai tare atunci când un copil are de suferit. Și sperăm, până acum, pe parcursul anului trecut, nu am avut probleme la cei mici și sperăm că și acum, în această perioadă, să trecem destul de bine. În schimb, noi nu putem să forțăm, chiar dacă avem acel comitet pentru situații de urgență, nu putem să forțăm anumite măsuri suplimentare. Din contră, încercăm să găsim toate căile necesare profesorilor pentru ca învățământul să se desfășoare fizic. Am fost și sunt împotriva formei acesteia de învățământ online pentru că vom avea cu siguranță pierderi pe care le vom resimți peste o perioadă, dar pe de altă parte trebuie să avem în vedere că siguranța prin a oferi o stare de sănătate normală fiecărui locuitor și celor mici este primordială. Cu toate că, așa cum spunea și dumneavoastră și așa cum știm de altfel cu toții, anul 2021 și 2020 de altfel, au fost niște ani grei pentru că trecem printr-o criză sanitară. Acolo, la Băicoi,
lucrările în ceea ce privește infrastructura stradală și toate proiectele pe care le-ați avut și le aveți în plan, au continuat, continuă. Sigur că da, nu, chiar atunci nu au stagnat lucrurile. Când guvernul a decretat acea stare de urgență și știți că oamenii n-aveau voie să iasă decât între anumite intervale orare, cu acele declarații pe proprie răspundere sau activitatea unor societăți a fost oprită tocmai pentru a se încerca oprirea răspândirii virusului, noi am continuat cu investițiile. Pe de o parte am fost afectați pentru că structura bugetului pe partea financiară a fost cu siguranță mai mică, dar am reușit să găsim resurse extrabugetare și fonduri europene care să accelereze ritmul de modernizare a orașului. Care au fost lucrările, nu știu, de care sunteți cel mai mândru, dacă pot să spun așa, sau care ardeau efectiv și pe care le-ați văzut realizate în 2021 la Băicoi, sau curs de realizare? Cel mai mult m-a bucurat că reușim să dezvoltăm și să modernizăm infrastructura orașului, pentru că în 2016, după o analiză făcută de Consiliul Județean, orașul nostru, deși este cel mai mare oraș din județ, era asfaltat într-o proporție de 55%. Cu siguranță că erau foarte multe comune care ne întreceau în acest procent. Da, vedem și noi imagini de altfel de acolo, da, de la Băicoi. Ne întreceau și asta nu era în regulă și am stabilit așa ca un domeniu prioritar după cel al sănătății și al învățământului să-l reprezinte modernizarea infrastructurii. Sigur că da. Și am atins, să știți, că două obiective destul de importante. Astăzi avem o infrastructură, cu siguranță, mai avem puțin de lucru. Eu sper ca până la anul viitor tot orașul să aibă strat nou de asfalt pe toate străzile. Deci vom reface infrastructura ca să arate așa, într-adevăr, ca în Europa. Cât la sută este asfaltat? Acum avem 99%, în metri liniari mai avem de asfaltat cam undeva la 800-900 de metri, dar noi am întâmpinat o problemă foarte gravă, aceea că din cele 55% procente străzi care figurau asfaltate, a trebuit să le refacem pe majoritatea, pentru că undeva de prin 2012 până prin 2016 s-a implementat introducerea sistemului de canalizare în orașul Băicoi. Cel practic care toate străzile au fost erau, parte. Exact. Și vreau să vă spun că s-a greșit destul de tare, pentru că s-a permis să se meargă cu rețeaua principală pe stradă, pe partea de carosabilă, și de acolo s-au făcut branșamentele. Deci Băicoi a fost așa, arat în totalitate. Firma care a făcut lucrarea și a refăcut zona pe care a lucrat, dar au rămas în Băicoi niște străzi cârpite, iar majoritatea lucrărilor, pentru că nu au avut un timp de așteptare să se producă acea compactare naturală, majoritatea lucrărilor au suferit defecțiuni. Au venit, l-au remediat, dar am tras o concluzie că e bine să începem să așternem covor asfaltic pe toate străzile. Deci astăzi suntem la 99%, în condițiile în care din cele 55%, cu siguranță am reasfaltat cam 80%. Cu fonduri v-ați descurcat, cu bani din bugetul local? Sigur că local? Da, vă dați seama că și pentru primăria orașului Băicoi este sărăcie, pentru că acesta este trendul național, din păcate, dar nu s-a resimțit în orașul Băicoi, nu am avut probleme de la plata salariilor, la plata celor care au avut lucrări cu primăria Băicoi, dar pe de altă parte am reușit să facem și foarte multe investiții, spunem noi, într-un timp destul de scurt. De ce vă spuneam că prin modernizarea infrastructurii am reușit să atingem două obiective destul de importante? Primul reprezintă confortul locuitorilor, da, și este cel mai important, pentru că de la început, din 2016, de când am preluat mandatul de primar, mi s-a trăgea atenția că sunt nevoi să meargă cu mașinile destul de des în service datorită defecțiunilor create de starea drumurilor. Asta e valabil și în orașele mari. Dar eu nu vreau să fie valabil în orașul meu, iar a doua problemă, cea mai dureroasă, veneau oameni să-mi spună că sunt nevoiți să-și ia încălțări de schimb pentru că trebuie să meargă la un medic, să meargă la serviciu, să meargă la o școală. Din cauza noroielor. Sigur că da. Și nu puteau să se ducă așa. Oamenii, să știți că
în orașul Băicoi spun lucrurilor pe nume. Nu vin pe ocolite și așa este bine. Și de aceea și noi avem o reacție promptă pentru că știm exact nevoile lor. Și atunci am atins primul obiectiv, acesta de a crea un confort urban, da? O normalitate de care aveau nevoie. Și al doilea obiectiv atins a fost și pe care nu l-am gândit în primă fază, atragerea de noi investitori. Da, pentru că niciun investitor nu vine într-un oraș în care nu are pe unde să circule. Nu primește nimic, sigur că da, ba mai mult de atât, vă spuneam, de acele investiții pe care trebuie să le faci în transportul pe care trebuie să-l asiguri societății, atât de marfă cât și de persoane și care are costuri foarte mari. Și spre bucuria noastră, credem că până la anul vom mai aduce încă aproximativ 1000 de noi locuri de muncă în orașul Băicoi prin diverse investiții. Ce investitori ați atras? Pe ce domenii de activitate mai exact? Avem pe zona industrială foarte mulți investitori și asta ne bucură. Avem anumite societăți care își desfășurau activitatea în orașul Băicoi și faptul că au văzut că există o dezvoltare a acestui oraș și că devine din ce în ce mai atractiv. Și au mutat sediile centrale la Băicoi. Exact, și își extind activitatea. Pe de altă parte, spre bucuria noastră, avem inclusiv un atelier destul de mare de panificație și de prăjituri care vor să se mute la noi și ne bucură pentru că ei vor crea undeva la noi 100 de locuri de muncă și există un avantaj pentru că locurile de muncă de aici se adresează în special femeilor care poate sunt puțin marginalizate în zona industrială. Și pe noi ne bucură acest lucru pentru că putem să găsim o variantă pentru toți locuitorii și Băicoi de a-și găsi un serviciu în localitate care înseamnă și o scutire de bani care se dădea pe o navetă, dar și timp câștigat pentru a-l petrece cu familia. Și ceea ce înseamnă resurse la bugetul localității. Pentru noi asta nu se pune problema, sigur că da. Pentru că orice investitor nou venit înseamnă un plus pentru localitate. Pentru sigur că buget. Da, și să mărim numărul locurilor de muncă oferite astăzi în orașul Băicoi cu încă aproximativ 1000, cred că înseamnă o creștere a bugetului local cu aproximativ de 30%, ceea ce înseamnă enorm pe nevoile pe care le are astăzi orașul. Vedeți dumneavoastră, noi de-aia am și încercat să diferențiem investițiile pe care le facem. Am mers și am dezvoltat infrastructura, dar pe de altă parte și ca obiective prioritare vă spuneam sănătatea. Am reușit să implementăm un proiect european în Spitalul Orășenesc Băicoi care înseamnă aparatură de ultimă generație de 8,4 milioane lei. Toate secțiile care funcționează astăzi în Spitalul Orășenesc are aparatură de ultimă generație, aparatură care se găsește doar în spitalele private din România. Stăteam și asta prin accesarea de fonduri europene. Sigur că da, păi bugetul nostru pentru investiții la un oraș așa de mare rămâne undeva la vreo 7-8 milioane de lei. N-ai ce să faci cu ei. Dacă pui trei floricele și mai cosmetizezi un pic orașul, s-au cheltuit. A fost nevoit să mergem să atragem surse extrabugetare și fondurile europene au reprezentat o prioritate. Și vă spuneam că la spital am reușit implementarea, ne-am ocupat de acest proiect încă din 2018 și ne-a prins așa de bine pentru că pandemia, de care nu știam atunci, ne-a prins cu un spital orășenesc echipat medical foarte bine. După aceea, ca o a doua prioritate, avem învățământul. Și tot la fel, în 2017, am depus proiecte la Ministerul Dezvoltării, astfel că toate școlile din orașul Băicoi sunt astăzi într-un proces de modernizare, vor deveni școli europene. Ne-a rămas decât o singură școală, școala din cartierul Iești, școală cu personalitate juridică, în care învață aproximativ 500 de copii. Proiectul nu a fost aprobat atunci, că pentru această școală am depus un proiect european, dar am reușit în iarnă să găsesc o sponsorizare de 1,5 milioane euro, sponsorizare pe care o voi folosi ca să transform această școală într-o școală verde, într-o școală eficientă și ne prinde foarte bine pentru că vedem ce se întâmplă pe piața energiei, ce costuri avem și sunt destul de multe localități care, unde administrații locale nu mai pot suporta deja costurile pe care le au cu încălzirea școlilor, a spitalelor și atunci banii ăștia pe care i-am câștigat printr-o sponsorizare
va face această școală verde, adică va avea cheltuieli minime. Vreau să-mi spuneți, vă rog, ce înțelegeți dumneavoastră prin școli moderne, pentru că a spus că toate, aproape toate școlile din Băicoi sunt dotate și respectă standardele europene. Vreau să-mi detaliați puțin conceptul acesta de școală verde, pentru că mi se pare foarte, foarte interesant. Deja, a spune școală modernă, cred că cu siguranță ne gândim să-i dăm un lavabil, să-i facem un pic de curățenie și gata, deja am asigurat niște condiții foarte bune elevilor care învață acolo. Nu, noi nu ne-am oprit aici. Noi am văzut că la liceul tehnologic copiii sunt obligați să învețe în două schimburi și știm cu toții din studiile pe care le citim că eficiența celor la care schimbul învață după amiază nu este aceeași în regulă. Și atunci am gândit un proiect de extindere a acestei școli, acestui liceu, și speranța noastră este ca să reușim să-i aducem pe toți într-un singur schimb. Și de aceea vă spuneam, eu n-aș mai vorbi în 2022 de o școală modernă, aș vorbi direct de o școală europeană. Și ce înseamnă asta? Acum, între statele europene nu mai există graniță. Astfel că noi nu mai avem o competiție doar locală în ceea ce privește învățământul, în ceea ce privesc copiii care trebuie să meargă la un examen. E clar că este o deschidere și atunci competiția este deja europeană. Degeaba vreau eu un învățământ performant dacă nu reușesc să mă ridic la o educație europeană. Și atunci noi asta am gândit. Vrem ca toți copiii pe care noi îi pregătim în școală pentru ceea ce urmează să aibă o educație europeană. Nu puteam să le oferim această educație sau să avem pretenții de educație europeană, dar în niște condiții neconforme, da? Să vină copilul să fie frig în clasă, să fie igrasie pe pereți, să aibă băncile rupte. Și atunci am pornit în refacerea structurii școlii, înainte de a-i da o siguranță, pentru că, vedeți dumneavoastră, cu toții vorbim acum de COVID. Și e clar că este subiectul numărul unu al momentului, dar nimeni nu vorbește ce se întâmplă la un cutremur. Și cu siguranță că avem cutremure, nu zilnic, dar săptămânal, sunt de o magnitudine 3-4. Da? Și atunci ce să fac? Să mă prindă un cutremur, Doamne ferește, într-o clasă sau într-o școală cu 500 de copii? Și după aia să încercăm să luăm măsuri, hai să vedem ce facem de azi încolo. Deci vorbim despre un test de învățământ extrem de bine consolidat. Sigur că da. Pornind de la consolidare și încercăm să oferim totul. Din păcate și în Băicoi exista o școală cu toaletă în curte. Da? Și am reușit să rezolvăm această problemă. Deci asta ne dorim noi prin învățământ european. Să avem condiții de desfășurare a activității didactice foarte bune, să avem profesori foarte bine pregătiți și cu siguranță că atunci când profesorul vede că el primește condiții bune unde se desfășoară activitatea și interesul lui este altul și pe de altă parte să avem o comunitate formată din părinți care să fie receptiv la ceea ce facem noi, dar să fie și colaboratori în tot mecanismul acesta. Se întâmplă asta, domnule? Se întâmplă, dar nu este ușor. Adică au înțeles să perceapă mesajul acesta al nostru pe care îl dăm și la un moment dat chiar am avut câteva întâlniri cu părinții să încercăm și spre ce meserii să îi îndrepte pe copii, pentru că, vedeți, la un moment dat toți ne făceam contabili. Acum vrem să ne facem medici și IT-iști, pentru că sunt dar peste 10 ani. Și atunci aducem un specialist, ne explică ce previzionează peste 10 ani și părintele trebuie să știe spre ce își îndreaptă copilul. Cam dispărut meseriile, școlile de... Sigur e o problemă, că... dar asta e o problemă valabilă peste tot. Este și noi aici încercăm un învățământ dual, tocmai pentru a pregăti copii. Suntem în colaborare cu câteva societăți care au nevoie, dar este un proces de lungă durată. Dar vă spuneam, pentru noi, deja învățământ modern este o zicală învechită, pe noi ne interesează învățământ european. Să oferim copiilor tot ce au nevoie. Și de aceea, ca un gest așa care vine să întărească tot ceea ce discutăm acum, Moș Crăciun în orașul Băicoi, 3 ani la rând, a dat cărți tuturor copiilor. Da, Moș Crăciun în parte, într-o perioadă de sărbători, cam 4.000 de cărți. Da?
tocmai pentru a încerca și a deschide această societate. Apetența? Sigur că da, sigur. Către citit. Sigur. Au primit și dulciuri, dar dulcele îl primește de la bunică, de la părinți și Moș Crăciun a zis că e bine să vină și cu ceva nou și uitați că vine cu cărți și darul este destul de apreciat. Și știu că ați mai reușit ceva acolo la Băicoi pentru copiii dintr-un cartier care erau nevoiți să... Știu că le puseseră la dispoziție niște microbuze particulare, de fapt închiriate, dar ați reușit să primiți o sponsorizare și o să vă las pe dumneavoastră să detaliați despre ce anume este vorba. Practic, respectivii copii se bucură acum de un microbuz doar al lor, dotat la standarde chiar europene, pentru că am văzut cum arată, cu care se pot deplasa la școala din Băicoi. Da, este mai mult decât un microbuz, este un autobuz. Un autobuz. Și ne bucurăm. Da, cu siguranță. Noi încercăm să facilităm accesul copiilor la educație. Eu spuneam de cărți, spuneam de acest autobuz. Băicoiul este un oraș foarte întins și cu siguranță distanțele pe care le au de parcurs de acasă până la școală și invers, pentru unii copii sunt destul de mari. În 2009 s-a închis școala din cartierul Tufen pentru că nu mai realiza numărul minim de elevi pentru a funcționa și copiii au fost redistribuiți la altă școală, sigur că da. Aveau de făcut dus întors o distanță cam de 8-10 km. Acum nu toată lumea are mașină. Dacă părinții sunt plecați la serviciu, cu siguranță bunicul trebuie să găsească o modalitate de a-și duce copilul. Da, era foarte greu. Fiind și această distanță destul de mare, să știți că și cei mai măricei trebuiau însoțiți până la școală. Și atunci s-a găsit soluția de închiriere a unor microbuze de la societăți private care să presteze acest transport pentru elevi. Noi încercăm și până la urmă și de aici am reușit să scutim foarte mulți bani pe care i-am investit, apropo de diferențele astea între localități unde se muncește și unde nu se observă că acolo sunt investiții. Am zis tot o să dăm bani la privat și la un moment dat nu o să ne alegem cu nimic. Și am reușit cu managerul de la Liceul Tehnologic să accesăm un proiect pe care l-am și câștigat. Astfel că am obținut și de acolo sponsorizare de 250.000 de lei, sponsorizare care a costat într-un autobuz de 28 de locuri, care va deservi transportul elevilor din cartierul Tufeni către școala Dumitru Ghenoi, acolo unde învață ei. Dar cu siguranță că acesta este un început, pentru că mai avem distanțe mari de parcurs în încă două cartiere ale orașului, din Dâmbu și de la Țintea către școală, și vom găsi soluții și acolo cât de repede. O soluție similară, să înțeleg. Da, trebuie să găsim. Acum, vedeți, noastră banii îi împărțim foarte ușor, iar în accesarea de proiecte europene nu este de ajuns să ai dorință. Cu siguranță că trebuie să găsești o axă deschisă care să se adreseze nevoii tale. Astăzi nu există nicio axă deschisă pentru a cumpăra autobuze școlare, pentru a primi bani pentru așa ceva. Și trebuie să ne gândim cum rezolvăm această problemă. Școala verde, domnule primar. Da, vă spuneam că școala din cartierul Iești, o școală destul de importantă pentru că ea se află în zona de centru civic, zona de blocuri, zona care a devenit nu doar zona cea mai aglomerată a orașului ca densitate de locuitori, dar a devenit și principalul nod comercial al orașului, pentru că acolo s-au dezvoltat lanțurile de supermarketuri, toate afacerile merg bine în zona aceea. Vă spuneam că, din păcate, proiectul de modernizare a acestei școli nu a fost aprobat de Ministerul Dezvoltării atunci când el a fost depus. Și ne-am tot zbătut, a tot trebuit să găsim și acolo o variantă. Bugetul local niciodată nu ajungea să facem o investiție așa cum trebuie, pentru că ar fi trebuit ca întreg buget până an de zile să-l alocăm doar acestei investiții și nu era în regulă pentru că mai aveam destul de multe lucruri de făcut, dar am găsit înțelegere de la o asociație și ne-au dat o sponsorizare destul de generoasă de 1,5 milioane euro. Este un proiect complex, este un proiect nou pentru România, deci nu doar pentru orașul Băicoi, pentru că
școala se va transforma într-o locuință verde, într-un spațiu verde, va avea aproape spre zero toate consumurile energetice. Deci se va porni de la izolarea foarte bine a clădirii, de la schimbarea tot ceea ce înseamnă ferestre, pentru că acolo schimbul se face foarte repede de energie, va avea panouri fotovoltaice pe clădire care să dea independență energetică și cu siguranță că va avea și un sistem modern de încălzire, la fel cu costuri minime. Pe de altă parte, vor fi înlocuite inclusiv lămpile de iluminat, care vor fi înlocuite cu unele care sunt astăzi acreditate ca mici consumatoare de energie. Pentru că vorbim de școala verde, pentru că vorbim despre ceea ce înseamnă protejarea mediului înconjurător de altfel, vreau să vă întreb, domnule primar, care este la momentul de față situația în ceea ce privește poluarea la nivel de Băicoi? Pentru că mi-aduc aminte, în urmă cu ceva ani, a fost un mare scandal acolo la Băicoi, oameni nemulțumiți din cauza rampei care funcționează acolo și care povesteau la momentul respectiv că ajunseseră să stea cu măștile de protecție pe față din cauza mirosului îngrozitor. Da, așa cum, este. Cum s-a rezolvat sau ce demersuri s-au mai făcut în acest sens? În zona cartierului Ținta, pentru că acolo a fost problema, funcționează o societate care este autorizată pentru depozitarea deșeurilor nemenajere, se merge pe deșeuri industriale și se părea că la un moment dat în zonă că erau responsabili pentru un disconfort olfactiv prezent acolo. Vă dați seama că așa este, omul nu poate să stea să-și deschidă geamul, să-și aerisească locuința. Știu că au făcut și proteste oamenii la sigur, la da, și respectiv. Noi am fost implicați, inclusiv am mers la procese, dar până acum nu avem nicio dovadă că doar acea societate a fost responsabilă de ce s-a întâmplat acolo. De aceea noi am convocat toți operatorii comerciali care lucrează în acea zonă și tuturor li s-au impus măsuri. Ba mai mult de atât, societatea care părea că este vinovată la un moment dat a montat și va mai monta câteva instalații de odorizare, care nu înseamnă doar niște instalații care să emane un miros plăcut, înseamnă o instalație care va capta tot ceea ce înseamnă particule de hidrogen sulfurat. Deci sunt anumiți parametri care se depășeau prin măsurile toate făcute de APM și aceste instalații vor veni să rezolve în totalitate problema. Îmbucurător este faptul că de aproximativ un an de zile, un an jumătate, nu a mai avut nicio reclamație din zonă că ar mai fi această problemă. Cum stă orașul Băicoi la momentul de față atunci când vorbim despre ceea ce înseamnă rețele de apă, canalizare și așa mai departe? Cum stați la acest capitol? Noi stăm binișor, da? Ele există. Ce înseamnă binișor? Înseamnă că ele există, dar nu înseamnă că și funcționează cum trebuie. Din păcate, este o problemă mare cu care eu personal mă confrunt. De când am intrat în administrație, aud la mai mari țări că vorbim de descentralizare și că ea funcționează, dar eu, care conduc administrația orașului Băicoi, vreau să vă spun că ea nu există deloc. Da? Vorbim de gaze, sunt naționale, vorbim de electrică, național, vorbim de, uitați, apă și canal, județean. Și atunci noi suntem la mâna altcuiva, nici de cum nu putem să luăm niște hotărâri. Și ce să înțeleg? Că vreți să nu mai fiți la mâna altcuiva? Sigur că da, și vreți sigur, să... sigur, pentru că de ce? Atunci când apare o defecțiune, un locuitor nu poate să facă neapărat departajarea aceasta dintre atribuțiile autorității locale și a celorlalte autorități naționale sau județene. El știe că trebuie să meargă la primar și că trebuie să rezolve toate problemele pornind de la iluminat, apă, canal. Pentru orice și problemă, la... știm cu toții, exact, în orașele mici, exact. Unde se duce omul, cetățeanul de rând? La primărie, la primar. Așa este. Și nici eu nu pot să îi spun, domne, problema aceasta nu mi-aparține. Ba da, ne aparține toate problemele.
Dar să știți că pârghiile de rezolvare nu sunt întotdeauna la noi. Și de aceea, ca să ne întoarcem la întrebarea depusă de dumneavoastră, rețeaua de canalizare și de apă există. Ea a fost îmbunătățită prin acel proiect județean de care vă spuneam mai devreme. A rămas, a mai implementat în două cartiere, Cotoiu și Dâmbu, rețea de canalizare, astfel că suntem acoperiți undeva pe 97-98% din străzi în ceea ce privește rețeaua de canalizare. Rețeaua de apă era rețea existentă pe majoritatea străzilor, am avut doar de extins acolo unde s-au făcut noi locuințe și problema a fost rezolvată foarte ușor. În schimb, avem o mare problemă pentru că rețeaua de apă este una îmbătrânită și avem pierderi foarte mari din acest punct de vedere. Chiar eu am propus celor de la Hidro că printr-un sistem de management așa cum trebuie, se poate arăta că prețul poate fi redus. Oamenii se vaită că plătesc deja un preț destul de mare pe metru cub de apă și este o realitate. Ba mai mult de atât, și acel procent de apă menajeră introdus în factură ni se pare că este unul mare, 90% din metri cubi apă potabilă folosită. Și oamenii au deja o povară, povara celorlalte facturi de electrică și de gaze. Apropo de asta, și pentru acum, că e un subiect deja sigur care că da. Este absolut acum, terorizant pentru exact, foarte mulți. Sunt probleme la Băicoi? Deocamdată nu au fost semnalate la primărie, noi suntem deschiși și să-i ajutăm, să-i îndrumăm acolo unde e cazul, dar deocamdată nu ne-a anunțat nimeni. Dar facturile sunt, vor veni, dar oamenii sunt speriați și o să vedeți că... Sunt speriați pentru că au văzut exact, la televizor și oamenii, ce se întâmplă. Oamenii le vor plăti pentru că cu acești furnizori nu te joci, n-ai plătit o lună, două lari, îndă-ți ia contorul, rămâi fără energie. Deci nu se merge pe negociere, lasă că vedem cum rezolvăm problema. Și de asta vă spuneam, la apă și la canalizare, teoretic suntem acoperiți într-o proporție destul de mare, dar pe apă avem probleme care trebuie să devină prioritar la un moment dat pentru cei care conduc societatea județeană care despre se ocupă. Despre ce pierderi vorbim? Păi eu zic că sunt între 60 și 70%. 60 și 70% pierderi? Da, pierderi, da. Și de când trenează această situație? Păi, acum am început să mai îmbunătățim situația, pentru că inclusiv eu i-am ajutat să fac ceva investiții, urma să asfaltez niște drumuri și am făcut întâi o evaluare a stării de funcționare a conductei de apă. Am văzut că nu este în regulă, era încă acea conductă metalică care avea foarte multe găuri în ea, deci erau pierderi foarte mari și am zis să nu facem invers, întâi să asfaltăm și după aceea să reparăm. Am schimbat conducta pe banii primăriei și după aceea am venit și am asfaltat și strada. Bun, e o soluție, schimbarea în totalitate a rețelei, v-ați gândit la... Obligatoriu. Că mă gândesc că la pierderi de 70% altă sigur soluție că da, nu dar, dar de ce vă spuneam de descentralizare? Pentru că nu este în interesul orașului Băicoi ca primăria să vină să investească în rețeaua de apă și de canal, iar încasările financiare să le facă Hidro Prahova. Deci nu e în regulă. Hidro Prahova trebuie să vină să-și aloce procentual investiții pe care să le facă în fiecare localitate, membra acestei asociații. Din păcate, de când sunt eu primar în orașul Băicoi, investițiile celor de la Hidro Prahova au fost zero. În condițiile în care eu am investit pe puțin 1 milion de lei. Și de ce continuați atunci? Nu, n-am mai continuat, dar am făcut pe acele zone care erau, unde erau urgențe foarte mari. Și de atunci tot purtăm discuții că trebuie să investească, întrucât dumnealor sunt... Nu, de ce nu schimbați operatorul? La asta mă refer. Nu putem să schimbăm operatorul, că știți că există un contract. Am înțeles. Da, aceeași problemă și ca spre și bucuria noastră. Da, asta cu problema apei este județeană, dar v-am spus, dacă se vorbește de descentralizare, este bine ca noi să ne ocupăm de tot și este în interesul administrației locale să intervină cât mai repede acolo unde este semnalată o problemă. Eu vă spun sincer că dacă mă ocupam personal de sistemul de distribuire a apei potabile către gospodării, în 3-4 ani pierderea nu era mai mare de 10-15%, care este una
normală într-un proces tehnologic. Da, 70% exact, deja. Pentru că era interesul meu, da, să pot să le ofer oamenilor un tarif mai mic. Și vă spuneam că putem demonstra printr-un management corect cum se poate obține acest tarif mai mic când vedem că pentru orice utilitate tariful crește. Dacă astăzi avem pierderi de 60%, dar aceste pierderi nu apar facturate nicăieri, când vă uitați în factură, avem doar două categorii, metri apă potabilă și metri apă menajeră. Pierderile nu apar. Și atunci înseamnă că prin tariful practicat pe cele două categorii se asigură inclusiv pierderea, inclusiv un profit al societății. Da, este logic. Și atunci eu dacă am eliminat pierderea, nu pot să o elimin 100%, dar să o diminuez, e clar că pot să cobor tariful ăla și să rămân la un profit pe care l-am și astăzi. Care sunt prioritățile, domnule primar, pentru anul în care tocmai am intrat? Prioritățile le stabilim și în funcție de ce axe europene se deschid. Vă spuneam mai devreme că... Deci, practic, îmi răspundeți indirect la întrebarea afișată și pe burtieră, sunt fondurile europene cheia dezvoltării unui oraș modern? Răspunsul dumneavoastră obligatoriu. Este da, obligatoriu. Pentru că bugetele sunt în ce în ce mai mici și vă spuneam că sunt primării care abia își asigură salarizarea personalului prin bugetul propriu și atunci înseamnă că acea comună sau oraș este blocată, este condamnată să nu beneficieze de investiții. Și trebuie să mergem pe proiectele europene. Sunt bani foarte mulți, sunt bani pe care putem să-i obținem. Să știți că nu este ușor să derulezi un proiect european, ba mai mult de atât, am văzut că s-a început așa cu nu există proiect european fără să se dea corecție. Noi am luat un proiect european prin care schimbăm iluminatul în tot orașul. Da, facem un iluminat modern, european, majoritatea lămpilor vor avea și panouri fotovoltaice care să le asigure independența energetică. Deci este un proiect foarte interesant. Numai pe acest proiect, cred că am avut în jur de 180 de clarificări. Da? Și noi nu schimbam nimic. Proiectul l-am depus, străzile sunt aceleași, nu se schimbă nimic. Ba venea un alt funcționar și trebuia să o ia de la capăt și așa mai departe. Dar fără proiecte europene, fără bani europeni, România nu se poate dezvolta. Nu, nu. De aceea, dacă vrem să facem o comparație între România și Polonia și vedem că Polonia deja în scurt timp va ajunge una din țările importante ale Europei, să știți că doar pe acest mecanism au plecat-o de la nivelul nostru, dar au știut să-și atragă mult mai repede, dar să-și implementeze banii europeni. Acolo absorpția fondurilor europene a depășit 90%. Iluminatul a spus, la fel pe fonduri europene, ce proiecte mai aveți în plan? Avem un proiect în implementare care este foarte interesant și pe care foarte mulți nu-l credeau. Pe bani europeni vom fi singura administrație publică din România care de la Revoluție încoace va construi un cinematograf. De fapt, este un proiect european interesant care are în vedere construirea unui centru cultural, centru care va avea două componente. O componentă A, care vrea să modernizeze și să readucă în viața oamenilor activitatea culturală, pentru că ne-am rupt cu totul și ne izolăm în casă, ne uităm la televizor și uităm de tot ceea ce înseamnă. A dispărut relaționarea, sigur că da, sigur. Și asta să știți că duce și la transformarea noastră, devenim individualiști, devenim răi, devenim răzbunători și nu este în regulă pentru reacția noastră în societate. Nu prea mai știm cum să ne comportăm. Și vă spuneam că prin acest proiect, prin componenta A, ne dorim ca măcar în orașul Băicoi comunitatea o dată pe săptămână să participe la un eveniment unde să se deschidă, să se bucure, astfel că prin acest centru cultural vom avea ateliere pentru copii, pentru activități extrașcolare, teatru, pictură, dansuri, instrumente muzicale. Tot în această structură vom aduce clubul pensionarilor, pentru că noi ne dorim să îmbinăm generațiile și nu să le separăm, cum se întâmplă astăzi. Și vom avea un cinematograf, o sală de teatru, ambele cu câte 400 de locuri și o altfel de bibliotecă care să însemne așa o ceinărie unde
Nu trebuie doar să merg să-mi împrumut o carte și să plec cu ea acasă, o pot citi acolo. Savurând un ceai. Exact, dar și două persoane care vor să se întâlnească, să stea de vorbă, să găsească acolo un mediu plăcut, un alt fel de mediu decât o cârciumă, unde să poată face acest lucru. Aceasta este componenta A a proiectului și avem și o componentă B, care înseamnă dezvoltarea polului din jurul centrului cultural, și facem trotuare și piste de biciclete care leagă două cartiere de centru cultural. Un proiect extrem de ambițios. Sigur că da, este un proiect cu o valoare destul de mare, aproximativ 3 milioane de euro. De aceea, poate mulți nu ne credeau în momentul în care spuneam de el. Noi eram un pic supărați că noi deja semnasem finanțarea pe acest proiect și tot mai găseam oameni care spuneau că nu se face niciodată, dar acum suntem în fază de implementare. Am obținut autorizații de construire, aici am fost. Ați un pic... identificat și terenul? Sigur fi... că da, terenul trebuie să-l identifici, exact, din momentul în care depui proiecte europene. Unde va fi acest el complex, va fi, de fapt? Sigur că da, el va fi în apropierea primăriei, unde a fost spitalul de hepatită. Deci, practic, prin acest proiect, odată finalizat, vor fi fericiți, să zic așa, și copiii, și vârstnicii, și persoanele de vârsta a doua, toată lumea. Vom fi toți, pentru că vă spuneam care a fost scopul... Și mă gândesc scopul... că nu numai băicoienii pot veni... Ușile sunt deschise, dar vă spuneam care a fost scopul nostru atunci când am gândit acest proiect. Și vom stabili că seara de sâmbătă, pardon, este seara de film a orașului Băicoi. Da? Și acolo gândiți-vă că vor fi cel puțin 400 de persoane care vor participa la un eveniment. Seri de teatru? Și, da, și făcute chiar pe 15, pentru că a fost o zi specială pentru noi românii. La Băicoi s-a organizat o seară de concert cu muzică de cameră, altceva decât manele și ce mai auzim acum. Dedicată lui Eminescu. Sigur că da. N-am putut să folosim capacitatea așa cum trebuie a sălii casei de cultură, pentru că trebuia să îndeplinim acel indice de 30% scaune ocupate, dar a fost un concert foarte frumos și un eveniment foarte bine organizat, de care băicoienii care au fost prezenți în sală s-au bucurat. Deci oamenii își doresc și altfel de evenimente decât să stea la televizor, să se uite, să nu vorbească nici membrii familiei între ei, cu siguranță că își doresc măcar o dată pe săptămână să participe la un eveniment care să fie organizat așa cum trebuie și care să-i dea o altă valoare fiecare. Da, pentru că se spune oferim publicului ceea ce ne cere. Nu, eu cred că publicul trebuie educat și trebuie format într-un anumit fel. Da, noi organizăm zile orașului, nu le-am organizat 2 ani de zile pentru că fiind pandemie n-aveam cum să facem. Și așa este, facem cât un sondaj prin oraș, cam ce să aducem și cu siguranță că trebuie să prindem toate genurile muzicale, manele, dar acolo este un alt fel de eveniment. În schimb, evenimentele organizate de Casa de Cultură și de primărie vor avea altă natură. Ne dorim să dezvoltăm o societate care, înainte de toate, să deprindă o cultură generală. Da? Așa cum eram învățați... Pornind de la cel mai mic cetățean al orașului. De aceea v-am spus că în aceeași structură vor funcționa atelierele extrașcolare, pentru activitățile extrașcolare, clubul pensionarilor, plus sala de teatru și sala de film. Aveți vreo nemulțumire până la momentul de față? Ceva ce ați fi vrut implementat acolo în oraș și din diverse motive nu s-a putut? Sigur că da, am foarte multe nemulțumiri pentru că am o activitate zilnică care este destul de lungă. Încep undeva la 7 dimineața și se termină undeva la ora 21. Cunosc foarte bine toate lucrările și nu că este așa o măsură exagerată pe care o cer, dar nu vreau să se întâmple ceva în oraș fără să știu, mai ales pe tot ceea ce înseamnă investiții, pentru că pot interveni, constructorul simte o altă presiune atunci când primarul îi spune și ce trebuie să facă.
Am o legătură permanentă cu locuitorul orașului Băicoi. Vreau să spun că telefonul meu nu este unul de serviciu, este cel personal, pe care, al cărui număr oamenii îl știau de dinainte din activitatea mea de medic veterinar. Deci nu mi-am schimbat numele, l-am lăsat tocmai pentru că vreau să am o reacție zilnică a oamenilor și așa cum trebuie. Și atunci cunosc foarte multe probleme, da? Cu siguranță că mi-aș dori și trebuie să realizez un proiect ambițios la care am lucrat, pe care l-am și depus la Fondul de Investiții Angel Salini, pasaj suprateran la ieșirea spre DN1. Da, ce este o vedem zonă foarte acolo, periculoasă, exact, unde trebuie încă mai găsit avem victime o soluție. Și nu e în regulă. Cu siguranță că trebuie să găsesc o soluție de a face un sediu de primărie nou. Cu siguranță că trebuie să găsesc o soluție să fac o secție de urgențe Spitalul Orășenesc Băicoi. Vedem cu toții ce înseamnă Spitalul Județean, ce aflux de pacienți este pe acest spital și nu se poate schimba lucrurile. Da, Spitalul Județean va rămâne așa și atunci noi din teritoriu trebuie să venim cu soluții și asta e soluția pentru băicoieni, cei care au probleme de urgențe. Nu te poți duce la un spital să spui că e urgență să aștepți 4 ore. Nu este vina medicilor, pentru că ăsta este afluxul. Dar nimeni nu ia nicio măsură. Sigur că da, și nimeni nu ia nicio măsură. Ați văzut că am tot auzit că au fost neglijați anumiți pacienți cu anumite afecțiuni și prioritar au fost cei cu COVID. Da. Ce să facă medicul? Ajunge să aleagă? Nu se poate. Și atunci venim cu astfel de... Înființarea unei camere de primire urgență. Nu cameră. Nu. Noi avem cameră de gardă care va fi transformată la 10 paturi, dar vreau o secție, un pavilion ATI. Un pavilion sigur ATI. Că da, un pavilion care să poată găzdui 100 de pacienți. Deci facem o treabă serioasă. Am depus acte să mai facem o creșă. Am făcut creșă pe fonduri norvegiene. La sfârșitul anului 2017 am inaugurat-o. Avem 30 de locuri. Am depus la CNI, am semnat contractul, vom mai face o creșă de încă 110 locuri. Vom face bazin de not, tot prin CNI. Am depus documentația, am stabilit locația, vom face și această investiție. Deci avem foarte multe de făcut. Cu siguranță că, da, un proiect interesant pe care vreau să-l abordez și cred că la fel va fi unul foarte important, îngroparea rețelei electrice. Nu mai putem să stăm cu zeci de cabluri pe aerian. Să faceți un sistem subteran. Sigur că da, un sistem de tubulatură subteran, toți operatorii își vor introduce rețele în subteran și atunci ai niște străzi aerisite, niște străzi frumoase. Pe fonduri europene vorbim acum pe fonduri de europene, bani europeni. Exact, ce vorbim aici sunt niște sume foarte mari, nu o să poți să le faci din bugetul local sau de pe la ministere. Nu, de la ministere banii sunt destul de puțini. Am trimis o scrisoare de intenție către Bruxelles cu 30 de probleme importante pe care vreau să le rezolv în orașul Băicoi. În maxim o lună voi fi chemat la o discuție acolo să vedem ce putem să obținem și de la ei. Cu siguranță că sunt foarte multe variante și de finanțare. Important este să le identifici. Noi depusesem cereri de finanțare inclusiv la Institutul de Prognoză. Că auzisem noi că acolo se întâmplă ceva și putem să luăm bani. Ne-am dus până și acolo. Trebuie să ai proiecte, nu trebuie să le faci. Și viziune. Sigur, și problema viziune. E așa. Nevoile sunt multe, peste tot. Nu trebuie să te duci să faci foarte multe SF-uri, că aia înseamnă bani cheltuiți și vii și spui omul, da, mi-am făcut un proiect să modernizez, să construiesc, dar el este la faza de SF. Important este când ai făcut SF-ul să te duci să rezolvi partea financiară, partea de finanțare a lucrării. Dacă nu, totul rămâne pe hârtie. Exact, rămâne și ne bucurăm. Câte SF-uri am însertat? 10. Orașul stă bine, realitatea arată altceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă doresc succes și la cât mai multe proiecte cu finanțare europeană realizate acolo la dumneavoastră, la Băicoi și vă mai aștept și altă dată cu mare drag. Mulțumim frumos! Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor, că ne-ați fost alături. A fost așadar primarul orașului Băicoi. Se întâmplă lucruri frumoase acolo în oraș. Abia aștept și eu să merg la cinematograful acela pe care aveți în plan să-l înființați. Încă o dată vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Pe data viitoare, la revedere!